primul rând, noi nu facem zile comune, facem o socializare. Avem Republica Moldova, Mișcaniu, Tomșaniu, avem Muneciu, Pământeni și, bineînțeles, copiii de la școală, fanfarele, eu îmi pun în evidență prima dată și foarte mult copii, prietenii și socializăm cu toată lumea. După care, bineînțeles, artiștii de care ne îndrumă și poate că sunt modele pentru noi. De curând a câștigat premiul întâi și Marele Trofeu la concursul național White Music, premiul întâi la etapa județeană, concursul Ritm și Grație, premiul întâi etapa națională, concursul Ritm și Grație. Cu melodia lui, va deschide seria de cântece din această seară. Să o aplaudăm! De duminică avem lupte libere copii cu 7-8 și bineînțeles facem, avem echipa de fotbal pe la Găldău care inaugurăm noua bază sportivă și avem și un meci în campionat între Jegălia și Lichisel. Și nu, un spectacol care să vedeți în seara asta, vă doresc succes! Aurel Vasile. Și mai cum? Sau ce? Și mai cum? Aurel Vasile are nume, are nume de prenume. De prenume, da. Nu? Da. Aurel Vasile, da, și mai cum. Sună frumos, românește. Da, sună românește. Da? Nu te luăm. Nu, n-am zis nimic. Ai răbdare, încă n-ai intrat în... Dragi prieteni, înainte de a începe, vreau să fac o prezentare care mă bucură, care mă onorează, pentru că am marea bucurie, marea șansă de a duce în fața dumneavoastră poate unul dintre cei mai celebri olteni în viață. Îl aveți aici, doamne, domnișoarelor și domnilor, aplauze, că și-au avut puține celebrități. L-au avut pe unul și l-au împușcat, doamne, domnișoarelor și domnilor. Aplauze, hai, Romica Sociu! Băi, bine ai venit la Jegălia, mă! Mersi frumos, Cornel, noi n-am mai fost... Ați mâncat aia și pălăria ce-am găsit la Jegălia. Vreau să vă spun că e o mare bucurie, cred că noi n-am fost niciodată aici la dumneavoastră, în orice caz am găsit o comună frumoasă, cu oameni extraordinari, primitori și mă gândesc, am vorbit cu Cornel, să venim mai des aici pentru că chiar ne place. Și chiar vreau să ne facem buletin de Jegălia. Da. Eu m-am gândit, hai că începe șmecheria, buletin de Jegălia. Bravo! Da, eu vreau să fac flotant aici. Flotant? Am și față, da, de flotant. Ai față de flotor. Mai mult de flotor. Azi mă pui la barcă să te plimbi pe Borciu. Da. Iubiții noștri prieteni, dați-mi voie și mie să vă fac cunoștință cu unul dintre cei mai celebri moldoveni în viață, colegul meu de 34 de ani, cu care am împărțit mai multe lucruri bune decât rele, pentru că noi n-am avut în program așa ceva. În aplauz, vă mulțumesc. Da, o doamnă îmi face cu mâna. Păi și cu ce vrei să-ți facă? Cu piciorul? Cu ce? Deci, în aplauzele mele și ale dumneavoastră, bunul meu prieten, pe care sunt convins că-l iubiți de atâtea ani, Cornel Palade! Și aplauzele dumneavoastră! Doamne, Dumnezeu, cine fi și oamenii ăștia? Am avut, hai, nu e un problem, să trăiți! Te pup și bine te-am găsit, da! Te pup, Neaurică, să-ți dau Dumnezeu sănătate! Vă mulțumesc, domnule Sociu, vă mulțumesc! E invers, scuzați!
începem spectacolul și avem persoane care au 50 de ani de căsnicie. Să mă rugați un minut doar să premiem nedeițele care v-au încântat puțin mai devreme. Și să ne și aplaudăm. Grupul Nedeița vine de undeva de aproape din Vâlcea, de lângă Vâlcea, de lângă Horezu, pare mi se, dacă nu mă înșel. Noi vă mulțumim, haideți, costumele care le poartă, da, sunt scrise, cum să spun, cu atâta istorie și cu atâta frumusețe folclorică. Iată, au venit aici cu mare drag să aducă o parte din obiceiurile din acea minunată zonă. Am glumit, mă, ce ai, știu că ți-e dragă, sigur. Ce tâmpit sunt, da. De ce nu strângi sociul? Nu, nu e. Da? Și noi vă iubim. Doamnelor și domnilor, haideți să o invităm în scenă pe Ionela Guzic, în aplauzele mele și ale dumneavoastră.